Conducerea Spitalului Municipal de Urgență Roman continuă demersurile de aducere la Roman a ambulanței Tim-Smurd, retrasă în urmă cu un an de la spitalul din Roman. Încă de la începutul acestui an a fost nevoie să fie depuse la Spitalul Județean o serie de documente legate de statutul de funcție al spitalului de la Roman, aprobat în Consiliul Local și autorizația de funcționare a unității sanitare. Cea de-a doua linie de gardă, care va trebui aprobată să funcționeze pe lângă unitatea de primiri urgențe de la Spitalul Județean, va trebui să aibă girul Comitetului Director și al Consiliului de Administrație al Spitalului Județean Neamț, după care va avea nevoie și de o hotărâre adoptată și votată de Consiliul Județean. Să vorbesc cu domnul manager, pentru că noi am primit anul trecut, prin decembrie, din partea Spitalului Județean, o adresă în care să le punem la dispoziție copie după statul de funcție aprobat și copie după autorizația de funcționare a spitalului. În luna ianuarie am trimis acest răspuns tocmai pentru că statul de funcție trebuia aprobat în hotărâre de Consiliul Local, iar autorizația trebuia să o obținem an de an, se trebuie reînnoită. Am discutat cu domnul manager și spunea că săptămâna asta ar trebui să în comitet director să aprobe vacantarea a 5 posturi de asistenți medicali, pentru medici au două posturi vacante și se pot încheia contracte cu timp parțial de muncă pe aceste posturi. Urmează ca apoi în Consiliul de Administrație să obțină avizul favorabil și să obțină aprobarea de la Consiliul Județean. Managerul spitalului Maria Andrici a fost asigurată că după îndeplinirea acestor formalități ar fi posibil ca de la 1 aprilie mașina Tim-Smurd să se întoarcă la Roman. Rămâne însă de văzut dacă și președintele Ionel Arsene va fi de acord cu această decizie, ținând cont de relațiile tensionate dintre Consiliul Județean și Municipalitatea Romașcană și de faptul că președintele Arsene nu a fost de acord să sprijine cu mai nimic Comunitatea Romașcană de la instalarea sa pe postul de președinte, asta cel puțin până în acest moment. Spitalul Roman deservește populația municipiului și a celor 27 de comune din zona metropolitană.